Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a show-ului nostru super social, cu care v-am obișnuit deja în fiecare zi de marți. Săptămâna trecută am făcut miercuri pentru că așa a putut Codin Maticiuc, dar ne întoarcem acum de marți. Evident, o să discutăm despre tot ce se întâmplă mai tare și mai interesant în super social, dar prin prisma tuturor evenimentelor sportive pe care le avem acum la îndemână. Eu sunt Super Gigi și ca de fiecare dată am doi invitați. Prima dată vreau să-l prezint pe Grigore Cartianu, care îi mulțumesc că a venit pentru live-ul nostru. Seara bună! Sunt obișnuit cu Casa Presei aici, am făcut vreo, nu știu, jumate din viață, Casa Presei lângă noi aici aproape. Da. Și Romexpo, locul în care am lansat vreo 10 cărți. Ziarist pe care îl cunoașteți, desigur, de foarte mult timp. Bineînțeles, îi mulțumesc și Laurei, colegii mele, care mă ajută și mă asistă în acest live. Nu o să fim foarte lungi în seara aceasta. Avem aici la Superbet Premium Store, în Piața Presei, cum zicea și Grigore, avem și un eveniment intern, deci e și cu ceva șpriț la îndemână și nu vrem să încurcăm mult pe băieți, dar se întâmplă lucruri și trebuie să le discutăm. Aș vrea să-l întreb pe Grigore mai întâi. Grigore, cum îți place Super Social? Dom'le, e foarte palpitant. Aș spune că îți menține o adrenalină permanentă. Foarte important. Doi la mână, pe lângă faptul că pe mine mă cunoște oameni. Ia, dom'le, ce pune nebunul ăla pe acolo? Ce stil are el? Ciudat, așa, cu tare. Dar și eu cunosc pe ei. Oamenii mai intră, mai pun întrebări cu tare. A creat o platformă foarte dinamică, plină de viață. Oamenii se regăsesc în povestea asta. E greu să pui oamenii să parieze aici și să socializeze dincolo. Exact. Nu știu, pe Facebook, aia e altă poveste. Dar aici aveți comunitate mare, aveți da, magneți mulți, importanți, aveți nume importante și asta, cum se spune, creează, dar ce spune, e adrenalina asta permanentă, aproape și când te trezi viața în somn, ți-l nevoia să ia un pic acolo, să vezi. Și, da. Și evident că un pariu se pune în 7 secunde, să spunem așa. Exact. Gata. Vorba de mare inspirație aici. Grigore nu are decât, cred că intră a treia lună. Din noiembrie și chiar vreau să menționez, am mai promovat noi treaba asta. În prima lună, 30 de zile la rând, Grigore a avut în fiecare zi a avut profit, iar după aceste 30 de zile și-a triplat practic balanța cu care a început. Spune că mai mult, că dacă mai mult am plecat de la 5.000 de puncte, să spunem, da, sau de lei, cum vrei să spui, da. S-a dus la 31.000, de 6 ori și ceva. De 6 ori și ceva? 31.000, da. Iau, deci în ianuarie, mult de exemplu, mai tare. În ianuarie, de exemplu, fiecare zi pe plus. Mai mare sau mai mică, în funcție de cât timp am să mai lucrez, da. La fiecare zi pe plus. E un stil interesant, stilul lui Grigore, chiar dacă noi de multe ori suntem foarte mulți. Și poate chiar în majoritate atrași de bombă, de câștigul acela bombă. Stilul lui Grigore este fix invers. Este un stil așa pe care eu l-am numit stilul de gherilă, stilul picăturii chinezești. Ai foarte multă răbdare, dar într-adevăr a și funcționat. Funcționează. Acum ce să zic, mai pui și matematica la treabă sau teoria probabilității sau dacă vrei elemente statistice. Pariurile sunt sport plus multă matematică. Dacă le îmbin pe amândouă bine, iese pe plus. S-ar putea să-ți iasă bine. Da. Astăzi, bune bombele, recunosc. Primele mele câștiguri mari, pe vremuri, când era Vetpunct pe Calea Victoriei, acolo la Casino Victoria, și eram la Prosportul pe acolo, pe strada respectivă, așa, pe Luterană, parcă, da, pe Luterană, unde s-a înființat Prosportul. Nu mă întreba, că sunt tânăr, eu l-am prins Prosportul la Casa Presei. La Casa, mai fost de pe la Munci, ne-am mutat și ne-am mutat Sârbu peste tot, la Sârbu atunci. După aceea s-a mutat pe la toate trusturile. Bun, și atunci mergeam acolo aproape, cu câțiva colegi, cu Manolo Terzian, cu, în fine, 2-3 colegi, și odată țin minte că am jucat, erau și blaturi în divizia A. Dacă să pui un blat, să pui un meci în prima liga României atunci, cooperativă, blaturi, trebuie să mai pui 3 meciuri lângă el. Da, și da, puneai, noi și Croația aveam restricția asta, la Croația la fel. Era vorba de credibilitatea ligii. Așa, și atunci trebuia să pui și puneam un Real Madrid gol marcat, adică și avea cu ultima clasată. Bă, un gol o da, poate nu bate, poate face un 1, dar ar fi surpriză mare, dar un gol tot de. Puneam 3-4 meciuri de 1-0-5, 1-10 și puneam un 3-20, Ceahlăul cu Gloria Bistrița. Ceahlăul era pe locul 17, Bistrița pe 3, dar era returul, bătuse aia 2-0, băteau ăștia 2-0 sau 3-1, așa era regula. Da. Bun, dom'le, și cu 3-20, cu aia făceam 3-50. Și țin minte că am pus în cascadă mai multe, am mai și mărit cota cu alte meciuri, dar al de bază, și m-am dus, am pus $110, era cam o treime din lea faima de ziarist pe vremea aia, prin 98-99, așa.
domne, de șef departament, dar așa era România atunci, așa. Și cu 110 am câștigat 2400 de dolari. Un apartament în București era cam 10.000 de dolari, deci un sfert de apartament, practic. Domne, vă spun următorul lucru. Nu spun că m-a scos din foame, dar a fost o groază de oxigen extraordinară. Și am repetat-o odată, am jucat, nu știu cât, să jucam dolari atunci acolo. Dom'le, întâmplarea face ca exact 2400 de dolari, ador. Dar prima dată am câștigat la Pronosport, în clasa 11, anul 86, am câștigat Steaua Cupa Campionilor, da. Am făcut 12 din 12. Schimbasele din 13 meciuri pe buletinul de Pronosport, făcuse 12 și mărisele prețul biletului. Am făcut o concesie. Erau 12. 12 din 12 am făcut, Italia, Serie B, divizia a doua în România, era intermediară în Miercurea, 12 din 12, etapă slabă, fără surprize, a câștigat multă lume, bine, a luat 3074 de lei, da. Cam un salariu și jumătate de-a lui maică-mea de la fabrică. Da, da. Deci o paranteză care certifică, practic, că avem un super social pariori vechi, nu doar niște nume aduse așa ad hoc pentru o țară de imagine. Nu, deci Grigore Carteanu este parior. Grigore... Îți spun ceva acum, să știe lumea, da. Sunt parior pe plus. Pe plus, da, da. Le-a spus de la început asta. A spus treaba asta, mai da. Și pierd, mai și câștig, dacă întreag linie pe săptămână sau pe lună, sunt pe plus. Peste linie. Eu voiam să-i adresez o întrebare. Spune, Laura. Voiam să vă întreb ce părere aveți despre situația lui Djokovic. Este cel mai... Eu sunt trașan la povestea asta, nu sunt că la mijloc, că nu știu ce. A greșit flagrant, este un exemplu profund negativ pentru societatea în care trăim. Acum este idolul antivacciniștilor și idolul anarhiștilor antivaccinare, va plăti foarte mult. Cred că va avea și contracte de publicitate care o să zboare. Cred că pierde și poate un titlu de mare slam, dacă nu 2-3, dacă nu suspendă și-a 3 ani în Australia, el acolo era turneul favorit, are 9, da. Așa. Deci mie mi se pare că a greșit flagrant pentru că s-a poziționat într-o zonă de mociroasă. Oamenii care au și o atitudine, o civilizație, gen Federer, Nadal și mulți alții, n-au încercat cu chichiță, stai așa, că pe 17 decembrie eram eu pozitiv, dar a doua zi împărțeam premii pe acolo, dar stai că mai caut prin butonul, mai găsesc cu o hârtie de la 3 medici sârbi din Balcan, de pe aici, care îți dau ca la noi, la vaccinare, la cuvete, adică nu merge asta. Poți să vii cu un vagon de hârtie, ăia se uită la tine și zic ok, poți să vii în regulă, dar nu ești un model. Nu ești un model pentru lumea actuală în care sute de mii de oameni mor în lume din cauza unui virus nenorocit. Tu contribui ca oamenii să moară, aș spune că e un fel de șoșoacă masculin al Serbiei. Sigur, mare campion, uriaș, probabil că va fi la final de carieră cel mai mare tenismen din istorie. Ca număr, da, de titluri. Ca număr de titluri de mare șlem, da. Da, una și alta. Da. Le-am promis oamenilor că vorbim... Scuze, atât dacă vei spune. Să-i dea drumul la turneu acum, da? Să-l văd cum joacă. Cu o tribună 80% care îl va huidui tot timpul. Probabil că 20% îl vor aplauda sau îl vor susține. Dar este un balamuc total, el nu mai poate juca, nu mai poate fi concentrat. Publicul va ține majoritate, zice că publicul australian e vaccinat 90%, a stat cu restricții. Și vine el cu mecanicul, dar să vaccinează-te, mă! Dacă tu n-ai minte să ai încredere în medici, în specialiști, până la urmă asta este, despre asta e vorba. Dacă e să întreb ceva de tenis, mă duc la doctor Djokovic și îi spune totul despre tenis că este extraordinar. Dacă vorbim de vaccin, nu tata lui Djokovic, care zicea că Iisus Hristos pe cruce, că aici capitaliștii ăștia nu știu ce vor să facă, nu vor să-l mai lasă să mai câștige. Păi când a câștigat 9 titluri la Australia, au avut ceva cu el, i-au pus și conturile de bani, l-au și îmbrățișat, l-au lăudat, i-au făcut... Bucuria lor să aibă mari campioane acolo, au bani de date, dau bani, că ia Djokovic, că ia Nadal, că ia altul. Luați-i, mă! Da, da. Fiți și modele, că populația asta nu are nevoie să fie șmecherită de unul din Balcani, mare campion, mărunt om. Da, o poziție controversată. Regret acum. Acum sunt și antivacciniști, îmi pare rău, eu nu pot să fiu, să mă pun bine cu toată lumea. Eu așa sunt eu. Îți spun clar, da. A fi antivaccinist și a face campanie antivaccinare, pentru că el involuntar este, el face o campanie. Adică el dă un trend. N-a zis, dă un trend că este o persoană publică, dar... Ce face? Nu trebuie să spune el, nu vă vaccinați. Doar dar spune, Djokovic nu se vaccinează. Nu vă vaccinez, zic eu. Și moare mama aia acasă că e dus... Da, asta este o asumare până la urmă de... A greșit, o să-i pare rău un timp, o să-i pare rău. Te cotesc din Australia, hai să mergem în Africa, hai să mergem în Camerun. E superb acolo. E superb? E? Îmi pare
rău de un singur lucru, care să transmite campionatul ăsta în România. Păi fii atent că mi-a ridicat mingea la fileu, vreau să le spun și oamenilor că avem stream în Superbet. Puteți să vedeți, între puținele locuri unde puteți să vedeți meciurile de la Cupa Africii. Da, uite, nu știu dacă avem ceva live, n-avem nimic. Începe mai cu șubi. N-avem nimic live, dar m-am uitat mai devreme în stream. Egipt cu Nigeria. La noi, la Egipt cu Nigeria, puteți să-l vedeți, este streaming pe Superbet. Extraordinar. Asta e foarte bine că, iată, supriniți lipsa televizorului. Da, un serviciu care nu altă dată ne urcam pe casă, puneam noi la Gorj, la Oltenia, către Sârbia, da, antena. S-a dat, Bucureștiul către Bulgari. Africa acum nu știu nici considerente, nicio televiziune, n-a mai fost. A luat și era de luat acum, că erau. Dar și zice, culmea, au fost ultimele dăți de Cupa Africii, care nu că au sabotat-o, dar au cam lipsit vedetele. Culmea, asta este o ediție unde cam toți greii sunt prezenți. Nu chiar toți, că de exemplu, aproape toți greii sunt prezenți. Majoritatea sunt prezenți. E Salah la Egipt, l-am văzut. Da, Mane la Senegal. Mane a jucat la Senegal, au câștigat golul lui. Senegalul cam are vedetele, Algeria are vedetele cu Mahrez. M-am uitat la nigerieni astăzi, de la Iheanacho, marcatorul golului victoriei. Ce lipsește? Lipsește o mare vedetă care este Zimi, care a fost la Ajax și acum e la Chelsea. Ăsta, mijlocaș ofensiv, care a fost la Ajax și acum e la Chelsea. Care a fost la Ajax și acum e la Chelsea. Da. Hakim Ziyech, da. La Algeria sau unde ce era? E marocan. Ziyech e marocan, e posibil, da. El lipsește marea răsăresc, ca toată lumea e prezentă. Da, este, l-am văzut și pe Mahrez. Salah, Mane, Liverpool, Zaka, pătimește acum. Da, are mulți. Da, o mare surpriză astăzi la Algeria. Algeria mare surpriză și a fost cea mai mare favorită. 1-10, 1-8, cota. Ceva adică, de genul, da. Adică zicea, domnule, și dacă intră ea dormiți pe teren, legați la picioare și tot îi bat. 0-0 cu Sierra Leone, da. Sierra Leone, țară micuță, de vreo 10 ori mai mică la populație, de vreo 15 ori la suprafață, de 20, nu, de 30 ori mai mică, mai puțin. Da. E micuță pe vestul Africii. Am văzut un film cu diamante la ei pe acolo. Da, rest, diamantul albastru sau nu știu, sângeriu. Da, ceva cu Leonardo DiCaprio. Așa, un film foarte. Da. Așa. Dar atenție, echipele astea din pe vestul Africii, de acolo și până în jos la Camerun, Nigeria, trecând prin Liberia, e mai mică Liberia, dar trecând prin coasta de Fildi, prin, da, Senegal începând, Senegal, după aia vine Sierra Leone, vine Guineea, care o înconjoară, și vin celelalte în jos. Dom'le, echipele astea, oricând îți pot face figuri, de ce? Au fotbalul în sânge. Astea sunt echipe de oameni talentați. Asta era coasta sclavilor pe vremuri. Aici plecau ei pe coasta asta peste Atlantic. Ei, niciodată nu poți fi sigur cu ei. Dacă, de exemplu, poate unii au deja au vedete. Uite la echipele astea. Arată-mi și mie un jucător român care să joace acolo unde joacă 7-8 senegalezi în Europa la mari cluburi. Da, avem e foarte greu, nu? Adică, noi zicem, sunt foarte talentat și fizic au niște calități extraordinare. Sassuolo, Sampdoria, Sassuolo, Cagliari, băiete, joacă Chelsea, Bayern, joacă Barcelona, joacă Liverpool, joacă City. Am văzut la Nigeria, are pe Osim Hand. Da, care e la mine. La Napoli. La Napoli, vârful de la Napoli. La Napoli mare vreo 2 africani, vreo 3 africani. Mare. Are Milan, bineînțeles, jucători acolo. Deci Cupa Africii e spectaculos, dar ce m-a surprins pe mine? Atenție, și un pont, că începe meciul acum. Începe Sudan-Guinea-Bisau. Nu le cunoaștem, nu-s mare echipe. O sugestie. Puneți scor final, total goluri par. Da? Par, adică 0-0, 1-1, 2-0, 3-1, de-astea. Să vă spun de ce. Au fost până acum, azi ziua a treia. Au fost 8 meciuri. Din 9 meciuri, 7 au fost impare. 6 de 1-0, un 2-1, Camerun cu Burkina Faso cu un meci și un 0-0, ăsta Algeria, mai a surprins Algeria. Cu alte cuvinte, 7 din 8 a fost impare. Per total matematic, la final de competiție genul ăsta vor fi mai multe pare, că mai sunt și egal, mai sunt cu tare. Deci numărul par are de recuperat masiv. Oare la speciale unde este? Că următoare vă spun de... Este. Sigur, dar nu-l găsesc acum. La asta final sau la meci întreg sau asta. Așa, par-impar. Da. E par-impar. Nu-l găsesc. Spun eu cât o să aibă. O să aibă un 1.80-1.85. Așa se e par-impar. Celălalt impar vă 1.90-1.95. Cam așa, da. Așa, sunt echilibrate. Total golul. De regulă mai multe sunt pare, că repet, între și egalitățile și 0-0 de azi Algeria e par, singurul par a fost. Da. Așa. Ei,
Dacă nu este meciul ăsta par, par impar, dar la corner am găsit. În următoarele în următoarele două zile, vă garantez că din 6 meciuri, măcar 4 vor fi pare. Deci urmează recuperarea parului în fața imparului, că nu o să fie numai impare, vă dați seama. Da. De asemenea, mai e un element. A fost un singur meci în care au marcat ambele, meciul de deschidere, da. Camerun, Burkina Faso. Da, 2-1, da. 2-1. În rest, au marcat una singură, că a fost un 0, 6 meciuri, sau niciuna, meciul Algeriei. Jumătate din echipe n-au marcat. De jumătate. Dacă s-au jucat până acum 8 meciuri, au jucat 16 echipe, 8 au marcat, 8 n-au marcat. Jumătate au marcat, jumătate n-au marcat. Deci nu marchează ambele? Nu marchează ambele, au fost 6 în 8. Dar acum colo, tot pe teoria mea, încep să recupereze. Încep să marcheze amândouă. Da. Hai să te provoc la un, la un bilet, să facem un bilet, să-l lăsăm pe contul meu, dar o să... Mărturie pentru George de viitor. Așa, o să îi scriu în chat că e pus de tine și doar de tine, cu mai multe evenimente. Da. Nu e stilul tău, dar hai să-l luăm pe cele din seara asta și dacă te inspiră și cele de mâine, putem să trecem și la cele de mâine. Bilete care te fac să visezi. Exact. Și mai și nimărești câteodată. Mergem aici la butonul unde ne cer rapid în competiție. Deci hai să mergem la Sudan-Guinea-Bissau, meciul din seara asta. Da, pune de start ce am spus eu. Total par. Par, dar nu ți-l găsesc. Îl găsesc, că până cauți pe alt meci, eu ți-l găsesc. Dar unde este? Par impar, gata, l-am găsit. Par impar. Par impar, aici. 1.85. Deci par, da? Par. Și am 1.95 pe impar. Gata. Puneți par la ăsta. Am pus par la ăsta. Miercuri avem 3 meciuri. Mâine Tunisia-Mali, Mauritania-Gambia și Guinea-Ecuatorială, Coasta de Fildeș, iarăși o mare favorită, Coasta de Fildeș. Să le luăm pe rând. Tunisia-Mali, un meci foarte echilibrat. Tunisia are echipă bună de regulă, joacă finale, semifinale pe la Africa, dar și Mali. Și Mali are mulți camarapa acolo, mulți ăștia. Cotele destul de sugestive pentru acest meci. Să mă uiți la cote un pic, sunt echilibrate. Da, foarte echilibrate. 2.60, 25, 3. Aș pune pauză sau final X la Tunisia-Mali. Pauză sau final X. PSFX. Da. 1.50. Pauză sau final X. 1.50. 1.50. Da, e bun. Mauritania-Gambia. Mauritania-Gambia. Vezi, Mauritania nu prea e așa. Gambia e țară micuță. Mauritania jucători acum... La fel, foarte, foarte echilibrat și asta. Foarte echilibrate. Mauritania-Gambia. Aici pune pauză sau final X. Mergem și aici la fel, da. 1.52. 1.52 și aici, da? Guinea Ecuatorială, Coasta de Fildeș. 1 cât are 1? 2 solistă, adică. Nu, pe Coasta de Fildeș. Victoria Coasta de Fildeș. 1.23. 1.23, cam micuț. Cam micuț. Ia să punem aici cu handicap asiatic la Coasta de Fildeș. Bate la minim 2 goluri diferență. Nu, la 1 cu handicap asiatic. Adică la 1 stă și la 2 câștigăm. E mai prudent. Asiatic. Că se joacă echilibrat totuși. Da. La asiatic, Coasta de Fildeș minus 1. Da, nu-l găsesc. Nu-l avem, avem handicapul ăsta doar. Așa, bun, atunci... Ori îl pui pe ăsta. Pune-l pe ăsta, pune-l pe ăsta. Hai, riscăm. 2-0. 1-0, nu? Da, sau putem să luăm NG. Nu marchează ambele. Dacă crezi că nu îi marchează Guinea Ecuatorială, îți pică un gol și te-a omorât. Îți pică un gol și te-a omorât. Că știi ce? Culmea e că știa Guinea Ecuatorială, că nu chiar Guinea, da? Da, Ecuatorial Guinea. Așa. Dar care a avut o performanță foarte... Din măcar vecine ca țări. Dar găsești câțiva jucători buni în Europa, din Franța special. Probabil. Da, probabil. Da. Nu m-am uitat pe echipa lor, recunosc, m-am uitat pe echipa Coastei Fildeș. Deci las-o așa cu handicap. Hai să o lăsăm așa, da. Coastei Fildeș, Coastei Fildeș are echipă. Are echipă foarte bună, da, echipă foarte bună. Jucător. Are golgheterul Ligii Campionilor la zi, Aller, vârful lui Ajax. Haller, cum am văzut că se pronunță. Și eu Haller i-am zis prima dată, recunosc. Dar eu zic Aller. Așa se pronunță. Deși francez, că e probabil cu influență franceză, da. Codivor. Da, exact. Deci nu Haller, probabil că e Haller, dar nu vine. Eu când în mintea mea e Haller, de ce? Că dacă zic unul Haller, scrie cu A, știi? Uite de H-ul ăla, știi? Exact. Hai să le punem și pasta de joi. Camerun, Etiopia, iarăși grupa A. Ei, țara gazdă Camerun, aici e unul solist, dar cât are? La fel, mică, 1.20. 1.20. Camerun a bătut acum cu 2-1, cred că bate mai la scor acum. Etiopia... Vom 1 și 2 plus? Sau handicapul ăla iarăși? O să ieși 1 și ce? 1 și? Și 2 plus. Dar 2 goluri în sus. Da, adică e 1.47. Da. 1 și 2 plus. Care poate să fie și 2-0 doar? Și 2-0 poate fi și 2-1. Și 2-1. Da. Și nu ridici nici la handicap prea mult. Da.
1 și 2 plus. Rămâne, e bun asta, da? Ce și 1.50, 1.45 aproape. 1.47. Așa. Capul Verde, Burkina Faso. Cap Verde, Burkina Faso. Vezi, Cap Verde o țară de vreo 6.000 locuitori, insular, un mic arhipelag, dar sunt portughezi. Da, 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 sunt aproape de Madeira, știi? Pe coasta Atlantic. Da, 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 e pe coasta de vest. Dar totuși Burkina Faso are echipă. Cât ar avea Burkina Faso? 215 are. 215. Aici aș lua Draw No Bet Burkina Faso. Câștigă Burkina. Nu, ia unul solist. Ia 215. Doi solisturi, da? Doi solisturi. Gata. Voi să lei că nici nu marchează Capo Verde. Nu, doi solist, nu, poți să marcheze. Nu, da, Draw No Bet. La Draw No Bet nu. A, nu, că nu e X-ul, da, nu e X-ul. X-ul nu este. Elimina X-ul, da. Și atunci care câștigă da, 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 da. Păi putem să luăm și așa. Cât are, cât are? 215 are la victorie. La victorie, dar Draw No Bet cât are? 1.60 cât are? La Draw No Bet, stai să-l găsesc. 1.40 cât are? Combo sau... Uite-l. DNB 2-1-42. Nu, pune-l pe la 2-15. După ce am luat bătaie la Camerun, Burkina Faso va trage să se califice. Bun. Și atunci punem și vineri ca să încheiem până în weekend? Hai să facem. Hai, Senegal-Guinea. Să lăsăm un bilet bombă aici. Senegal cu Guinea. Pune, vezi... Foarte greu a câștigat Senegalul în meciul ăsta, da? Greu a câștigat. Guinea nu e echipă slabă, are jucători foarte buni prin Europa. Uh-huh. Așa, dar cât e la 1-7? 1-7-7. Vezi, undeva te trântește una, nu știu care. Senegalul are deja o victorie și un egal o ajută mult, Guinea. Puține goluri? Pune, nu, pune așa, PSFX, multe meciuri echilibrate. PSFX, da. Măcar la pauză să fie. Cele mai multe sunt 2,5. Ah, păi în afară de 2-1 meciuri, din 8 meciuri, 7 din 8 sunt sub 2,5. Da. Malawi-Zimbabwe? Malawi-Zimbabwe. Uite, Zimbabwe a făcut o figură interesantă. Dar uite, X2 cât e aici? X2 1.31. Hai să luăm și o cotă mică. Hai să luăm, să bifăm meciul și să sărim ușor peste el. Maroc, insulele Comore. Aici e no-brain-ul, nu ar trebui, dar la fel. 1 cât este? 1 și 22. 1 și 2 plus. 1 și 2 plus ăla, da. Îi mărim puțin cota, da. Facem și bonusul. 1 și 2 plus, 1.50. Da, da. E beton. Da. Și Gabon, Ghana. Ghana recuperează acum, că a luat bătaie greu. Da. A luat bătaie greu și meci greu, da. Foarte acum greu. Acum bate Ghana. Cât bate Ghana? Da. 2.15. Gabon nu e echipă slabă, l-are pe Aubameyang. Da. Dar și destul de odihnit, că Arteta l-a cam scos la Arsenal. Acolo, da. Bagă Ghana aici totuși. Bag 2? Bagă 2 la Ghana. Bun. Punem 100 de lei să fie o miză așa. Next. Și îl plasăm. Deci este biletul plasat pe contul meu pe Super Gigi. O să pun și linkul emisiunii și indicația că sunt ponturile tale. Practic nu o să mai lungim emisiunea. Vreau un singur lucru să te mai... La cota finală nu ai fost. Întreb, nu ți-am spus că 160. 160 cota, da? Da, 164. Deci cu 1 milion luăm 164 milioane, da? Luăm chiar 20.000 pentru că avem bonus. Avem bonus 25%. Da, dacă ce? Nu, avem bonus 25% pentru că avem 10 meciuri. Dacă de la meciul 6 în sus, încep să primești bonus. Bonusul. Cu 5% crește per meci. Uite, asta nu știam, e bine. Iar un lucru bun. E bine. Da? Deci facem 23 milioane, vreo 4.000 de euro, așa. Cam așa. Da? Apartamentul s-a scumpit, acum nu ne mai apropiem poate nici de avans. La prima casă. Balconul luăm, doar de baraua. Parcarea, locul de parcare. Locul de parcare, că s-a scumpit și ăla. Și ăla s-a scumpit, da. Bun. Spune-mi la fete și la băieți la Australian Open că începe săptămâna viitoare. Cum sunt meciuri pregătitoare pe la Sydney, până Adelaide, toată Australia. Săptămâna asta, da, și plus calificări. Și calificări la Australian Open. Da. Ce facem la fete? Unde... Văd că au luat bătaia azi pe linie, la calificări, și pe turnee. Foarte surprinzător, da. Toate au luat bătaia, și Cârstea a luat bătaia astăzi. Hai să merg eu la speciale. Dar ce vrei să spunem? Cine câștigă turneul, da, Australian Open? Djokovic e favorit la băieți. Urmat de Medvedev. Dacă aș avea un pariu de pus, câștigă sau nu Djokovic, aș spune nu câștigă Djokovic. Nu câștigă Djokovic. Pentru că va avea chiar dacă joacă, chiar dacă va juca până la urmă, deși cu mare semn de întrebare. Îl găsesc atât. E prea mare presiunea pe el. 1.50 are că nu câștigă Djokovic. Da, 1.50. Iau acest pariu. Îți pun și acest pariu, pe el și pun pe el, să nu spun prostii, că niciodată nu îmi dă pe nimeni să pun o casă. Da. Dar pun pe el sacoul. Pui sacoul tot. Da, da. Și mai iau o jumătate de sacou. Mai iau o mânecă, mai da. Mai iau și o gheată. Și la fete?
La fete avem pe Ashley Barty. Cred favorită. Că Barty ar fi cazul să câștige și ea la ea acasă, pentru că aici mereu câștigă Osaka, dar Osaka e mai labil. Acum a făcut pauză. E mai cu problemele ei. Da, probleme. A noastră, dacă prinde sfertul de final, ar fi bine. Ar fi bine, nu crezi în ea anul ăsta. Nu mai are potențialul de acum 2-3 ani și nu-l mai atinge niciodată. Noi trebuie să ne obișnuim cu gândul că Simona Halep e locul 15, a fost pe 20, apoi pe 15, a urcat după turneul ăsta. Și dacă prinde top 10, să fim mulțumiți. Are 30 de ani, merge pe 31. Totuși, poate relaxată, să mai lovească o dată. Dom'le, nu știi niciodată cum... Ea poate lovi 3, 4, 5 meciuri, dar e greu să lovești 7 meciuri. Că știi cum e la Australian Open, la turneul de mare șlem. E altfel decât la turneele obișnuite. Miza e atât de mare, inclusiv pentru jucători, pentru jucătoare de locul 60-80. Da. Să meargă în turul 2 sau 3, o uriașă performanță, financiară în primul rând. Pentru că poți să câștigi vreo 4 turnee prin Europa toată primăvara și toată toamna și nu fac bani că din 3 tururi la mare șlem. Corect. Mă uitam la Simona, a câștigat, nu știu, 31.000 de dolari, turneul ăla, Melbourne Summer Set 1, 31.000 de dolari, nici jumătate din cât ia în vinsul din primul tur. De-aia dacă în primul tur este eliminată la Australian Open, ia mai mult de dacă, dublu decât... Doar dacă intri pe tablou. Doar dacă intri pe tablou, mare... Da. Ca atare... eu țin minte la Simora, ea a avut de multe ori meciuri de astea mari încercări, mari cumpere, grele, care au uzat-o primele două, trei tururi. Da, și-a uzat-o mult pentru săptămâna a doua. Dacă ți-ai dat drumul, te-ai dus în optim, în sferturi, acolo te poți dezvolta. Da. Acolo și mai presiune, banii, se apropie trofeul, punctele sunt alte, încep banii, să miroasă banii. Una se dublează de la 60.000 la 120.000 banii și alta de la 300.000 la 600.000 sau la 600.000 la 1.200. Corect. Deci ar fi că nu câștigă Djokovic pe tablou masculin și Ashley Barty care ar trebui să se impună la fete. Deci, o văd pe Barty, mai ales că e mai odihnită și ea, n-a jucat prea mult în toamnă. Da, n-a jucat mult și a așteptat acasă la ea. A tot dat kicks-uri acasă. Da. Da, vorbim de Grand Slam. Sam Stosur, o compatriotă ei, o jucătoare bună, dar super complexată acasă, niciodată nu câștiga nimic acasă. Și jucătoare, și la bătrânețe mai jucătoare. Da, jucătoare. La dublu joc acum. Da, n-am pomenit de cele două meciuri tari de mâine din campionatele tari. Avem două supercupe, practic. Avem în Arabia Saudită Supercupa Spaniei, care se joacă după semifinale. Și turneul avem de patru. Turneul de patru. Și avem mâine foarte tare. Avem Real Madrid Barcelona sau Barcelona Real Madrid, nici nu contează, joacă la Riad, nu contează cum le punem noi. Și Laura vrea să vă facă un anunț. Avem mâine seara avem concurs. Trebuie să respectați aceeași termeni și condiții, atât eu cât și colega mea Lili vă vom monitoriza în cadrul chatului. Trebuie să pariați un pariu single, pre-match sau live în interiorul chatului, iar noi vom paria cota câștigătoare la finalul meciului dintre Barcelona și Real Madrid. Veți câștiga tricoul Barcelonei. A doua zi veți fi contactat de noi în cazul în care l-ați câștigat și ați prins cea mai mare cotă câștigătoare. Așa că vă dorim succes și vă așteptăm mâine seară în cadrul chatului. Deci o șansă la tricoul Barcelonei. Bineînțeles, celălalt meci pe care voiam să-l menționez și cu asta încheiem este Inter-Juventus, Supercupa Italiei, dar pe San Siro se joacă chiar în Italia. Mulțumesc, Grigore, ați văzut cum pariază, vă așteaptă în Super Social. Are câteva pariu single, îl aveți și pe contul meu, pe cel mai cearceaf așa pe care l-a făcut astăzi. Nu e chiar cearceaf, are 10 meciuri, dar e mai lung decât ce v-a obișnuit Grigore până acum. Mulțumesc, Grigore, foarte mult. Mulțumesc, Laura. Mulțumesc și eu. Să fie verde și haideți că începe meciul în Cupa Africii, nu? Guinea-Bissau? Exact și total goluri par. Par, da? Sudan, Guinea-Bissau, par. Da? Luați-l și single. Vă salut, să fie verde pe data viitoare.